Rapid a ratat șansa de a urca măcar provizoriu pe podiumul Superligii după remiza fără gol înregistrată la Mioveni și dacă vreți un pachet al ultimelor două etape, un singur punct reușit de Giuleșteni în ultimele două meciuri, semne de slăbiciune pentru trupa lui Adrian Mutu, care aseară s-a considerat nedreptățită de arbitru după ce Giugangic a transformat o lovitură de la 11 metri, însă a fost pusă repete penaltiul, motiv pentru care a doua oară a ratat. S-a încheiat 0-0, un meci mai spectaculos, însă pe un gazon la fel de prost, așa cum ne-a obișnuit în ultima vreme stadionul din Ploiești, Chindia, Ucluj, 2-2. Derbiul... Nu te îngelești, mă, de mă vreau. FCSB, da, dacă era altcineva, probabil că aș fi atras atenția, dar lui Nearică n-ai cum să-i atragi atenția. Stați fără frică, a venit Nearică. Vreau să vă mai spun în introducere, FCSB, Universitatea Craiova, ora 20, mâine la DigiSport este derbiul acestei etape. Rică, Răducanu, să trăi Nearică. Sănătate, bine. Domnul Rică, cum ți-a zis cineva, nu mai țin minte cine. Vali Negru, de asemenea, a fost jucător al Rapidului și nu numai, ca să facem legătura cu meciul de aseară. Și domnul Narcis Retean, redactor șef Sport Total FM. Ce spuneai de Giulescu? Ce spuneai? Că m-ai întrerupt, m-am blocat puțin. Nu că ai zis că pe Giulescu stadionul... Giulescu a zis? Da, mă. Nu din Ploiești? Nu. Din Ploiești. Păi bine că m-ai corectat atunci, îți mulțumesc. Nu contează, mă, ce să nu deci am zis că... Stai puțin. E perspicace, Nearică. Foarte. Păi altfel nu ajungeam. Deci ai zis că pe un gazon la fel de prost la Giulești? Da, da. Nu, la Ploiești. Chindia, noi avem încă mai bun nicel. Să trăiești. Să trăiești, Giulești. Să trăiești, Giulești, dar a fost la Ploiești. Zi la Mioveni ce a fost. Da, la Mioveni. Ce să mai zic, mă, se vede, cu toate că a dominat, nu se putea la sfârșit, bare nici nu mă gândeam să nu... Acum, ce nu înțeleg eu, bă, dar de ce a repetat, mă? Și mai a fost un 11 metri cu ăla, cred că a vrut să câștige rapidul, să mă dacă mi-e, dar numai rapidul n-a vrut. Dar, pe ăla l-a luat, pe, ăla îl ținea, dar mai, cât de, două de 11 metri trebuia să dea la ăla care l-a ținut. Dar l-a luat în prima, în brate, s-a dus cu el și arbitrul nu a fost în parte, n-a văzut, nu-mi dau seama acum. Ăla a fost mai clar ca, da. Supărări mari. Acum una peste alta să spun ceva. Lasă-o, că e bine unde stăm acolo, că pe urmă ne-o luăm prea mă rog un cap. Pe locul ăsta de unde vine, zice, la ce avem. Aici da, și uite, eu am văzut meciul acasă. Deci noi tot acasă l-am văzut. Ha? Tot acasă l-am văzut și noi. Păi toată lumea, că uite, ia uite aici, ia uite. Păi ce, ăla, dar a vrut, acolo, să mă da. Dacă n-a vrut să dea, uite, 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 ia uite cum l-a luat, de gât, de, până în pântir, nu l-a lăsat să zic, nu le iau pe ăsta o dată, gata, nu merge, nu se prinde. Scar l-atac e în prima fază. Hai, domnule, cum spune cineva ta ceva? Despre faza asta sau despre joc? Zici ce vrei tu, na, eu ești liberă. Prima repriză. Nu, eu ce zic, două, 12 metri, nu, să mă dacă... Prima repriză, nimic la nimic, chiar nu s-a jucat. A doua domina rapid. Rapid, oricum, mai bun ca ăla, da, ce să... Da, a doua repriză... Uite ce ocazie și aici. Lasă și pe Valiu, dai să termine și Valiu. Nu, mă, nu las pe nimeni, fete. Erau 5-5 aici, la fel ca când am pierdut cu ei, 6 ei și ne-a dat golul Craiova. Gata, nu mai vorbesc. Gata. Pauză. Da, păi a doua repriză ce a spus și Nearică. A doua repriză mai bună, am avut și câteva ocazii, am avut și... Un penalti acordat, unul care putea fi acordat. Din păcate, la fel cum a spus și Nearică, nu prea înțeleg de ce a fost repetat penaltiul. Poate cum, un arbitru da, poate să ne spună. Echipe. Da, a intrat ambele echipe. Da, mă, nu știu exact, nu, pot, nu mă pronunț. Nu mă pronunț cu ia regulament. Ia meleul ăla acolo, când intră ea acolo în... Au intrat. Toate culorile, într-adevăr, da. Erau acolo, da, da. Ce să facem acum? Trebuia și asistentul să intre acolo. Uite, în momentul în care... Nu, erau. Ia uite. Erau aproape toată echipa. Da, toate... Asta cred că erau. Poate a făcut și spray așa, poate. Cred că ca să repete. Asta e a doua. Asta e al doilea, cred. Dacă nu era, dacă nu intra nimeni de la Rapid, nu se repeta. Dar asta e de la, asta e al doilea. Asta e. Nu, în dreapta e al doilea. În dreapta este. În dreapta al doilea. Și ăsta e primul? Primul, da. Stânga e primul pentru care s-a repetat, da. Da, da. Ah, ok, ok. Era de la Rapid, înțeleg. Dacă erau doar de la Mioveni, atunci nu se repeta. Iar al doilea... Bă, da, uite, de la Rapid a intrat... Unul singur. Cum și asta? Da, și probabil pe linia de var vedeai și pe cel. Dacă arăți acum
Ăia galben sunt mai înainte și sunt un opsai. Auzi, pe vremea mea ta câți intrau Nearică în care eu cânt? Toată echipa? Lângă Nearică erau toți. Cine știe, poate. Dar acum când e gol, nu mai trebuie să le... Aici vorbește rapidistul din dumneata. Nu de rapid, oricine tată. Dacă e o față de asta, intră dacă n-a cu influențat. Adică dacă respingea sau dacă dădea în bară și vinea unul, zici, băi, opa, ia. Ei, lasă că dacă dădeam eu ven gol și se repeta, era bine. Nu? Da. Bun, nu, au intrat. N-a avut nimic. Dădea, ce n-am mai dat și alții. Acum, el are acoperire regulamentară. Da, clar, categoric. Pe de altă parte, nu, cred că l-ardea domnul Vasaras. Dacă nu cred că pățea nimic. Dacă poate... n-ar fi repetat. Adică domnul Vasaras nu se ocupă de cazuri nu mai importante în arbitrajul românesc. Ar fost păcat să-l sancționeze pe băiatul ăsta dacă ar fi lăsat golul Rapidului. Dar într-un fel, uite, stai și te gândești. Ați văzut Radu Petrescu, de exemplu, după ce Armaș a ieșit de pe teren exact ca după o confruntare cu Bathari. Domnul Radu Petrescu a mers în Europa League să oficieze. De-aia spun că nu e nicio problemă. Ce zici de Armaș? Armaș zici că l-a lovit și căruța și cu totul cal. A trecut peste el acolo. Cu doi cai. Exact, cu doi cai, da. Da. Da, noi râdem la săracul ce-a pătimit. Nu știu dacă o să joace în etapa asta. Măcar să fie sănătos, lasă asta jucatul, spun, că are timp de jucat. Da, da. Nu e. Până la urmă, știi, într-un fel e bine că, vezi, Mioveniu în continuare ultimul loc, dar neînvinsă de când a venit Dică. E cea mai formă echipă exact, din anul, exact. De anul de acolo, de jos, e impecabilă Mioveniu. Are 5 meciuri fără înfrângere, din nu? În campionat, din anul ăsta da, e cea mai... Da. Și chiar dacă n-a avut niciun șut pe spațiul porții. Adică apărarea Rapidului s-a plictisit aseară. La Mioven totul este la mâna unui om sau unor oameni. Adică dacă oamenii ăia vor azi să desfințeze echipa, diseară o desfințează. Dacă mâine vor să facă fotbal, ei fac fotbal. Se face fotbal, da. Adică sigur e de apreciat ce face Dică. E de apreciat. Știm sigur că rămâne stadionul acolo. Viorel. Ce anume? Știm sigur că rămâne stadionul acolo. Și în uzina Dacia. Aia clar, aia da. Astea sunt singurele constante. Da, dacă oamenii vor să desfințeze echipa, o desfințează. Dacă mâine se trezesc altfel, fac fotbal. Și probabil că s-au trezit altfel în 2023, mult mai bine. Și zis, bă, gata, facem fotbal. Anul ăsta facem fotbal. Nu știu dacă ai observat, dar la Mioveni, tot timpul vezi spectatori. Indiferent de meci. Și dacă tot timpul sunt spectatori, ai văzut? Bine, aseară au fost rapidiști. Bine, ok, dar te uiți la toate meciurile Mioveniului. Și mai ales de când a venit Dică. Deci aproape tot timpul stadionul peste jumătate, da? Și asta e, de exemplu, la Pitești, la FC Argeș, nu vezi lucrul ăsta. La FC Argeș pare așa cumva că lumea s-a cam plictisit de... Da, dar așteptările sunt mult mai mari la Pitești. Da, așa este. Mie, nu mi se par că sunt așa. Dar la Mioveni tot timpul vin. Nu foarte mulți, dar vin, asta zic. Adică nu e să vezi stadionul gol, știi? E o bucurie orașului, că altceva... Că uitați-vă la Chindia. E greu acum altceva să mai faci. N-ai ce să faci altceva. Te uiți la Chindia, care la început avea, veneau oamenii de la Târgoviște la greu. Țineți minte pe asta. Da, dar acum nu mai vine nimeni. Dacă vor juca acasă, da, și la aici, Târgoviște, vor veni oamenii. Și aici probabil că va fi emulația care da, e și la Sibiu. Nu? Aici e politica aia, tu ai stat 5 ani. Ăsta e al 5-lea an al lui Chindia în Superliga. Să cred că al 4-lea totuși. Al 5-lea, ăsta este. Sigur este al 5-lea. Da, nu cred în Narcisc. Al 5-lea an este, da? Tu nu te-ai gândit atunci când ai intrat. Deci ei de 5 ani, practic, toți spun că practic îi cosmetizează stadionul ăla. Nu-l refac cum e la Sibiu, că la Sibiu e o bijuterie. Dar la Târgoviște, dacă ați văzut cum l-au renovat cu casa aia care intră pe colț acolo, deci arată exact treabă românească, știi? Din aia, hai să o facem, da, durează problema. De 5 ani. Nu le iau apărarea la oamenii ăștia, dar nu știu la Sibiu cum s-a făcut stadionul. Dar... Nu l-a făcut CNI-ul, atenție. Nu? Dar restul toate sunt făcute de CNI. Alea noi, da. Da, la dar Chindia la Sibiu bani... nu e făcut de CNI. Ok, la Sibiu, dar la Chindia sunt bani din fondurile primărie. Autorităților locale. Și la Sibiu, da. Adică, băi, unei când vine... Primăria. Primăria. Unei când vine CNI-ul și ți-a aprobat... Păi dacă vin bani din... Oamenii. Hai să vorbim pe rând, că nu mai înțelege nimeni nimic. Deja suntem cam piață. De rapid aș vrea să mai comentăm puțin. Crezi că s-au setat niște așteptări mai mari decât e cazul din partea suporterilor, din partea poate a noastră, a jurnaliștilor? Din partea suporterilor cu siguranță speră și visează la ceva important în anul centenarului. Tot timpul, eu am mai declarat, clar, Rapidul e în play-off, asta e clar, nu cred că mai se întreabă nimeni dacă va fi acolo. Problema e la câte puncte de primul loc va intra în play-off. Dacă va intra la o distanță decentă,
poți să speri, dacă nu va fi greu. Oricum, cum spunea și Nerica, suntem, din punct de vedere al clasamentului, suntem bine. Și sper, măcar pentru un an care eu îl consider bun, măcar să prindem cupele europene. Dar, repet, și eu fiind suporter, în postura unui suporter, îmi doresc să intrăm în play-off la cât mai puține puncte față de primul loc și atunci va fi altceva. Pentru că dacă ne uităm la jocul Rapidului, are probleme cu echipele mai mici, care nu încearcă să joace. Când joacă cu echipe bune, în general reușește și Rapidul meciuri bune. Și asta e, de cel puțin, și când jucam eu acolo, cam același lucru se întâmpla. Și noi am pierdut un campionat cu Farul, am mai pierdut meci, nu știu, cu Alba Iulia, adică e în ADN-ul Rapidului. Dar sper acum, ultimele meciuri, să reușească să câștige și, repet, să intre la cât mai puține puncte distanță de primul loc. Ia zi, Neri, cum e? Are dreptate Vali sau? Păi ce să zic? De play-off e aproape sigură echipa, dar acolo... N-ai cum să-l mai pierzi. Nu știu, acolo ce faci? Locul 3, locul 4? Să știi că a doua repriză s-a văzut cu oricum o valoare, că sunt mai bun, nu că e Rapidul. A dominat, a avut niște ocazii. Acum fiecare... Dar n-avem marfă. Nu ea? Nu. Asta e și părerea. Nu e marfă, ce să noi jucăm. Dar Erica, dar nici celelalte echipe nu eu excelează. Eu asta spun. Ok, fără... poate nu suntem noi cei mai frumoși, dar nici celelalte echipe nu... No, da. Mi se pare că Rapid e prea criticată prin prisma finalor pe care are. La fel cum se întâmplă la Craiova, de exemplu. Dar în rest, dacă te uiți, cam toate echipele o comitanul ăsta. Nu? Adică... Până și CFR-ul, care te aștepți la ei să aibă o constanță sau astea. N-au fost. Adică nivelul este cât se poate de, cum să spun, e echilibrat așa campionat. Sunt 5 echipe, din punctul meu de vedere, în play-offs vor intra 5 echipe care se vor bate la campionat și a șasea pentru cupele europene. Cam păi asta ce, mai prinde cupele europene? Păi poate să ajungă pe locul 3 sau pe locul 4, nu? Care poate joacă să ajungă baraj. Și ea din play-out. Nu? Păi dă baraj. Da, asta spun, dar zic, dacă intri pe locul 6 ca să joci barajul ăla, trebuie să termini pe locul 3, mi se pare, nu? Cred că da. Da, și atunci aveți clasamentul să de vedem. De pe locul 6 ai putea matematic să ajungi pe locul 3. Prima parte, putea să partea superioară a clasamentului.